Bună ziua, mă numesc Andu Negoiță și fac această înregistrare dintr-un studio unde sub sigla Legenda Film am făcut niște spoturi, videoclipuri pentru referendumul din 6-7 octombrie. Sunt medic, am terminat facultatea de medicină în Iași și regizor, școala de regie de film în Manhattan, New York, New York School of Visual Arts. Am o educație de emigrant român și aș vrea să spun ce am simțit eu. Cei mai frumoși ani ai mei din America au fost în San Francisco Bay Area. Este cea mai cosmopolită parte a Americii, iar San Francisco îl consider detașat cel mai cosmopolit oraș american. De câte ori intram în San Francisco, în a cărui suburbie am trăit cel puțin 7 ani, sunt emigrant de mai bine de 23 de ani și în San Francisco, fiecare intrarea mea în oraș, pentru mine era ca un film american. Totdeauna intram pe Golden Gate Bridge, totul era în ceață. Este podul care este un, să spun așa, este podul de pe care s-au sinucis cei mai mulți americani. Este ca o mecca a sinucigașilor din anii 30 până acum, peste 1700 de oameni și-au găsit sfârșitul sărind de pe Golden Gate Bridge. Totdeauna, în general, podul ăsta este în ceață și din ceață intri într-o altă lume, o lume colorată, roz, plină de viață. Mergeam în San Francisco datorită cinematecilor. Am fost atras de Cinemateca Castro, o cinematecă în fieful comunității gay din Castro Valley, care pur și simplu m-a impresionat. Cele mai bune filme din viața mea le-am văzut în San Francisco Bay Area, iar Castro era ceva din poveste. Tot ce înseamnă cinematecă, de la Federico Fellini, la Luchino Visconti, la Tarkovski, puteam să văd în Cinemateca Castro. Este cea mai sofisticată zonă. Este o misiune catolică, Dolores Mission, Dolores Park, Castro Valley. Este fieful de necontestat al comunității gay. Orice tânăr gay din Ohio visează să ajungă odată în Castro Valley. Vorbesc din punct de vedere a toleranței. În Castro am simțit siguranța pe care nu am întâlnit-o în multe orașe americane. În New York nu am găsit siguranța din Castro. Castro era o zonă plină de toleranță. Era o zonă în care înfloreau oleandri datorită climei din San Francisco. După primele săptămâni mi-am dat seama că este inima comunității gay. Ce vreau să vă spun, nu am absolut nimic. Am avut prieteni gay, unul din cei mai buni profesori ai mei în New York School of Visual Arts a fost gay. Finalul ar fi cam următorul. Vă îndemn și vă sfătuiesc să votați da la referendum. Pentru că dacă referendumul nu va trece, va fi o breșă în legislație în care toate ONG-urile, comunității LGBT, vor intra în legislația românească și vor face ravagii. Va fi un dezastru. Sunt cel mai tolerant om, vreau să vă spun. Niciodată nu am comparat America cu Europa. America are o democrație de peste 240 de ani. Noi nu avem decât 27 de ani. Suntem o democrație primitivă. America știe să-și managerieze comunitățile, libertatea de expresie. Noi suntem nepregătiți. Va intra o lume a organizațiilor not for profit din Europa de vest, care au o filozofie șubredă, o morală șubredă. Americanii, când se uită la Europa, spun Old Europe. Nu cred că poate fi comparată lumea comunității gay din Berlin, să spunem, cu un Castro. În Castro am văzut decență. Nu am văzut niciodată în 7 ani doi bărbați sărutându-se în
în stradă, am intrat în baruri gay, totul era decent. Nu am fost agresat niciodată, nici cel mai mic apropo. America știe să negocieze, noi nu știm. Creăm o breșă într-o democrație incipientă care ar putea să distrugă un sistem. Aș vrea să vă spun un lucru. Este prima dată în istoria României post-decembristă când vă puteți exercita dreptul la vot. Sunt 3 milioane de oameni. Ce vor oamenii ăștia? Să-și exercite dreptul în țara lor. Nu au nimic cu nimeni. Sunt oameni buni. Și eu fac parte din ei. V-am spus, sunt cel mai tolerant om din fața camerei acum. Aș vrea să vă spun un lucru. Ca să ajungem la 3 milioane de semnături și la un referendum, acum 27 de ani, 1140 de oameni au fost împușcați în stradă. Au fost împușcați în stradă ca noi să ne putem exercita un drept la vot. Este o chestie elementară, de bun simț. E așa de greu să ridici o ștampilă. Ăsta este războiul nostru și s-o puneți apăsat pe da. Apăsați ștampila pe da. Alții au luptat război. Noi nu facem altceva decât un război al ștampilelor. Și de ce? Pentru că în momentul în care lumea românească va fi penetrată de filozofia politically correctness, vreau să vă spun, România începe să intre pe drumul ăsta. Am venit în țara asta pentru că am văzut o lume care zâmbește, am văzut zâmbetul în ceainării. Pot să glumesc cu un șofer de taxi, pe religie, pe cultură, pe educație. În America lucrurile astea se restrâng. Pot să glumesc pe ce subiect vreau eu cu un cizmar, cu o croitoreasă. Pot să intru într-un bar și să glumesc la ora 3 dimineață cu un barman. Există o libertate de exprimare. Dacă nu votăm da, libertatea asta încetul cu încetul va fi acaparată. Și vom ajunge niște fețe în lună plină, cum vezi atâția și atâția în țările marilor capitale europene. Ne vom pierde identitatea, ne vom pierde zâmbetul. Votați da pentru un zâmbet românesc și vă garantez, pe data de 8 veți vedea atâtea zâmbete în prima ceainărie în care o să intrați în București sau oriunde în România. Votați pentru zâmbet, votați da. Vă mulțumesc!